În urma numeroaselor amenzi și trimiteri în judecată, hoții de lemne s-au mai cumințit anul trecut. Numărul furturilor din pădurile din împrejurimile Pașcanului a scăzut simțitor față de 2012. Situație îmbucurătoare la ocolul silvic din Pașcani. Anul trecut, furturile de lemne au scăzut cu mai bine de 50% față de anul 2012. Au fost înregistrate doar 6 infracțiuni în care au fost tăiați aproape 50 metri cub de material lemnos din pădurile statului și cele private. Prejudiciul creat a fost de 46.000 de lei. Vreau să vă spun că ocolul silvic Pașcani a înregistrat un număr de 6 infracțiuni silvice, 2 făcute în pădurea proprietatea statului și 4 în pădurea proprietate particulară și 149 de contravenții silvice, 64 în pădurea de stat, proprietatea statului și 85 în pădurea proprietate particulară. Cele mai multe furturi au fost comise în pădurile din comunele Todirești, Vânător, Ruginoasa, Valea Seacă și Sirețel. Sunt cazuri în care nici măcar nu au fost identificați vinovații. Aproape 200 de metri cub de lemn au dispărut fără urme. Pădurarii plătesc din salariile lor dispariția materialului lemnos. Volumul tăiat în 2013 a fost de 565 de metri cubi. Per total, comparativ cu anul 2012, a scăzut puțin. Așa, din acești 565 de metri cubi, volum total tăiat în delict în 2013, 390 de metri sunt justificați prin contravenții și infracțiuni, iar 175 de metri este nejustificat de personalul silvic, volum care a fost imputat personalului silvic, s-au oprit bani de pe statul de plată sau din garanțiile materiale constituite la nivel de fiecare pădurar. Ocolul silvic Pașcani întâmpină dificultăți în ceea ce privește paza pădurilor. Micii proprietari refuză să încheie contracte, astfel că peste 2000 de hectare sunt lăsate la mâna hoților. Din mici proprietari vreau să vă spun că marea majoritate sunt cu suprafețe mici, au suprafețe de jumătate de hectar, un hectar și uneori mai bine de un hectar. Sunt suprafețele cele mai cu problemă, să zic așa, pentru că nu toți micii proprietari înțeleg să încheie contract de pază cu ocolul silvic Pașcani. Menționăm că în administrarea ocolului din Pașcani sunt peste 10.000 de hectare de pădure, dintre care jumătate sunt ale statului, iar restul ale proprietarilor privați.